Bun, așadar, oameni buni, domnule doctor, vreau să vă zic și dumneavoastră și celor de acasă povestea un pic pe scurt. Mai devreme la lecții de viață a fost așa. Un tânăr căsătorit, Codrin pe numele lui, fericit în căsătorie, este luat în vizor de șefa Olga, o femeie cu 8 ani mai în vârstă care încearcă să-l seducă, adică șefa s-a îndrăgostit de el. Omul căsătorit o refuză. Prietenii săi au impresia că el totuși o înșală pe soție, pentru că văd apropierile astea, și îi spun acestea care are o relație extraconjugală. Voi vezi că bărbatul tău umblă cu alta, adică prietenii își bagă, cum ar veni, coada unde nu le fierbe oala. În fine, povestea este extremă de, cum să spunem, cu foarte multe întâmplări, dar dramatică. În film povestea asta se termină cu bine. Acolo e ficțiune, aici este realitatea. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe cazuri, exact în episodul ăsta de la lecții de viață, unde se întâmplă la fel. El se duce la serviciu, are o relație căsătorit, dar șefa lui, probabil, vrea ceva mai mult. Sau dimpotrivă, ea e abordată de șef, adică mergem pe toate variantele. Hai să luăm personajele pe rând, pentru că sunt convins că dacă vorbim repede despre fiecare în parte, unul sau altul dintre telespectatorii sau telespectatoarele noastre vor înțelege că e despre ei. Da. Okay? În primul rând, ce e cu șefa asta? Că pare misterios, cum femeile fac așa ceva? Adică sunt femei care hărțuiesc un bărbat sau pe care îl presează să intre în relație cu el, cu ea? Ele? În film, acolo așa a arătat. Acum, ei, realitatea e la fel? Din ce în ce mai multe, că asta e ideea. Nimănui nu-i vine să creadă, dar în ziua de astăzi s-au produs niște fenomene cum ar fi masculinizarea unei bune părți din... din femei? Din femei, da, dintre femei. O anumită abilitare cu putere, șefe. Sunt din ce în ce mai multe șefe în ziua de astăzi, în funcție de conducere. De ce? Pentru că muncesc foarte mult femeile astăzi și companiile recunosc acest merit al femeilor care stau și peste program, își dau viața pentru firma aceea, pentru compania aceea, pentru serviciul acela. Și ele se afirmă prin promovare și ajung să aibă putere administrativă, managerială. Da? Și există, bineînțeles, bărbații tehnicieni, emergenți, așa, niște bărbați de 30 și un pic de ani, care încearcă și ei să demonstreze că sunt competenți. Bun? Și da, există această ascensiune la putere a femeii din ziua de astăzi, pentru că este autonomă, nu mai sunt așa de mulți copii de crescut acasă. Okay? Și te trezești că acea femeie îl vrea pe acel bărbat. Acel bărbat care poate să fie căsătorit, poate să aibă viața lui. Măruță, ascultă-mă. Dacă o femeie îl vrea pe un bărbat și bărbatul ăla nu o vrea pe acea femeie, ne-am ars toți. Înțelegi? Și el, și ai lui, și ceilalți care încearcă să înțeleagă sau să pondereze situația. Pentru că nimeni nu mai oprește. Dacă te uiți așa prin telenovele, dacă te mai uiți prin seriale cum sunt astea, ai să vezi într-adevăr acest personaj oarecum diabolic al femeii care vrea neapărat pe un bărbat. Nu vrea cine știe ce alte lucruri. Îl vrea pe el. Și ar fi în stare să facă orice pentru el. Și nu folosește nici fair play-ul cum fac bărbații. Dacă doi bărbați își dispută o femeie, încep cu dueluri, cu mesaje între ei. Bă, vezi, fii atent. Da, am înțeles, frate, ești fratele meu, cum să nu? Ia-o tu și așa mai departe. Dar la femei n-ai să auzi niciodată sora mea, ia-l tu. Nu ai să auzi asta. Sunt tot felul de situații, ceciucă, ești afectat, nu? De... Nu? Nu? Nu, am zis să dea muzica un pic mai încet, să mă concentrez mai mult. Am înțeles, iartă-mă, credeam că... Da, deci, realmente, este o situație foarte greu de rezolvat dacă o femeie are putere administrativă și își pune ochii pe un bărbat. Ce poate să facă bărbatul? Poate sunteți dumneavoastră un bărbat tânăr, da? Sau aveți un soț pe acasă. Ce poate să facă el dacă pune șefa ochii pe el? Este foarte dificil. Dacă îi spune nu, și-a făcut dușman pe viață. Dacă îi spune da, s-a despărțit de actuala. Okay? Și scapă foarte greu din această situație. Da? Este greu după aceea, după ce ai spus da, să-i mai spui și nu unei astfel de femei. Care ți-e și șefă. De aceea, dacă este în mediul profesional, este extrem de important ca acest mediu să fie bine reglementat. Să scrie acolo, să există ceea ce se numesc proceduri la serviciu și politicile firmei. Să scrie relațiile de genul acesta, păi nu da, sunt acceptate. Șefa e șefă. Păi nu, deasupra șefei este acest regulament. Și dacă colegii fac ceva în comun, acolo pot să facă ceva. Doi, eu le spun să și... Să zică colegii, ce ești, mă, prost, te plângi, adică, nu? Ca de aici și aici, în, da, la lecții de viață, au apărut niște prieteni, nu, da, care, acum, de fapt, îi spuneau soției lui Codruț, băiatul ăsta. Acum o să trecem la el, săracul, ca să zicem. Da.
Păi el, săracul, se spune, adică toți bărbații, cred că și operatorul nostru, zic, da, domnule, de ce, uite, cum ai zis tu, foarte bine, bravo, e băiat, înseamnă că e băiat curtat, să zic că da, că nu o să afle soția. Nu merge așa, pentru că în primul rând nu-ți vine. Bărbatul este făcut să aibă el inițiative, nu să fie vânat. Bărbatul se inhibă complet când este asaltat de o femeie. Da? Da. Este la apucă fuga. Chiar dacă este o femeie frumoasă. Da? Hai să-ți povestesc o întâmplare din copilăria mea care este foarte sugestivă. Odată mergeam prin casa bunicilor și văd o broască în casa bunicilor. Și broasca aia, în loc să țopăie, să fugă de mine, venea spre mine. Zic, cred că e o greșeală. Mai fac un pas înapoi, broasca tot spre mine. Credeam că este ceva, un film de groază. O bruscuță de aia mică și verde frumoasă venea spre mine și nu se oprea. E cam asta simte bărbatul când, în loc să vâneze, el este vânat. Este complet descumpănit, inhibat și nu face, nu iese nimic într-o astfel de situație. Adică șefa care se poate uită acum la noi la emisiune sau se regăsește, da, în ce s-a întâmplat în lecții de viață, trebuie să înțeleagă că trebuie să lase, nu? Da, ea trebuie să facă pași înapoi, nu înainte către el. Da? Pentru că, în general, femeia funcționează prin atracție, nu prin ofensivă și șantaj sau astfel de, da, de metode. Și acum vă întreb, bun, ăsta este cazul pe care l-am preluat de la lecții de viață, acolo fictiv, dar da, l-aducem în viața de zi cu zi, da, discutat, pentru că sunt foarte multe cupluri care poate trec prin așa ceva, dar dacă facem invers, e șeful la birou și o place pe ea. În și aceste, insistă. Da, în aceste situații și într-o țară ca a noastră, lumea crede că e oarecum legitim. Bărbații au fost la putere din totdeauna, până și Dumnezeu e bărbat, da? Și se acceptă, ok? Dar... și astăzi din ce în ce mai mult, femeile știu să vorbească. Știu să spună în engleză me too. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Da. Adică și mie, da, mi s-a întâmplat. Celebra mișcare. Exact, exact. Și atunci ele pot să fie unite într-adevăr și să facă ceva împotriva acestui curent. Acum și cu me too au apărut tot felul de discuții în care spuneau că a apărut me too după 30 de ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, pentru că omul se dezvoltă și dacă se întrunesc condițiile, atunci vorbește. Cum sunt rușii în Rusia la ora actuală, care nu suflă niciunul, dar peste vreo câteva luni poate se vor întruni niște condiții să vezi câți vorbesc. Da? Pentru că adică trebuie să fie condițiile. Este frica, da, este rușinea, sunt niște inhibiții de genul acesta, dar când te-ai dezvoltat și ești ok cu tine, încep să vorbești. Cum vorbeam eu de broscuța aia, păi dacă mă puneai la liceu să povestesc, mi-era rușine. Acum pot să povestesc. Da. Okay? Bun, dar deci, pe scurt, bărbatul acesta este inhibat de ofensiva femeii și mai are o problemă. E mut. Nu vorbește, domnule. Și nu vorbește nici acasă. Păi și bine să-i spui soției, dragă, am o problemă, mă vrea Olga. Am luat-o păi pe șefa din... Păi dacă o spui din timp, poate că e mai bine. Dar cu cât o ascunzi, cu atât ești mai mult cu autor la ceea ce se întâmplă și ești suspect. Da? Păi da, dar tu poate nu vrei să spui ca să nu-ți faci, eu știu, neliniște acasă. Da, să o protejezi. Se întâmplă și asta ce spui tu când sunt femei foarte guralive acasă, care îl ceartă, să n-aud așa ceva, să nu te prind că vorbești cu vruna și după aceea îi spune vorbesc cu una. Normal că e frică. Și cu copilul, dacă ai un copil acasă și îi spui la început, vezi să nu cumva să umbli în raftul ăla cu farfurioare de la soacră mea, că dacă le spargi ai încurcat-o. După care lipsește o farfurie. Ce ai făcut? Ai spart o farfurie? Nu, zice cel mic. Minte, pentru că știe că te superi. Ha? Hai că nu-ți fac nimic. Nu, n-am spart-o, că degeaba ai spui asta. Dacă nu mai crede. Și așa și bietul băiețel, numit bărbatul respectiv, are această problemă cu a spune adevărul sau mai ales cu a comunica ceva de natură emoțională. Bărbații nu sunt în stare să spună lucruri care generează plâns, care generează drame, discuții prelungite, toți fug de așa ceva. Adică, doamnelor, soțul dumneavoastră, chiar și fiul noastră, fuge, nu fuge de COVID, cum fuge de o discuție prelungită cu soția lui, partenera lui. Nu știu să facă față unei discuții lungi și emoționante, bărbații. Și atunci normal că a evitat și mulți evită așa ceva. Da, uitați, o altă temă m-a văzut mai devreme în lecție de viață era despre același bărbat, Codin, care de fapt avea probleme financiare, probleme, da, la serviciu și tot așa le ascunde de soția însărcinată pe gândul să o protejeze. E bine că face un bărbat așa? Când bărbatul face așa și ascunde și una și alta și încă ceva, este clar că între ei este o relație în care ea se supără și el nu știe ce să facă atunci. Okay? Păi ascuns ca să o protejeze, să nu-i faci rău. Păi nu. Nu este protecție. Din moment ce tu zici că îi faci rău, înseamnă că ea arată că e rău. Nu? A arătat de mai multe ori, vai, mi-e rău.
dă ochii peste cap, țipă. Păi nu, tu ești bărbat, vrei să o protejezi, stai dragă, nu spun, las că am eu problemele mele, le rezolv. Dacă ești bărbat și vrei să o protejezi, îți asumi ce faci. Și spui, uite care treabă. Este posibil că eu să fac asta sau să nu-mi iasă asta. Da? Avem soluții pentru amândouă. Le discutăm împreună și o să iasă bine. Dar dacă tu ascunzi sub preș toate lucrurile pe care nu le faci bine, ești ca pe vremea când erai la mama acasă și nu vrei să te certe sau mai rău să te bată mama. Toate vin din copilărie până la urmă. Foarte multe vin din copilărie, pentru că aia este primul cuplu pe care îl vedem în viața noastră, este al mamei și al tatălui. Dacă o vedem pe mama cum țipă la tata sau pe tata cum nu vine pe acasă, asta este familia din capul nostru. Okay? Și bineînțeles că noi continuăm, când suntem mici, ne uităm așa la teatrul ăsta al părinților și încercăm să rezolvăm în capul nostru. Când ne căsătorim, punem în practică ce am visat noi să rezolvăm, deși nu e deloc realist de multe ori. Să știți că sunt și foarte multe mesaje. Uite, întreabă cineva, fiind de discuția asta, cum scăpăm de trecut. Adică mi s-a părut extraordinar mesajul venit fix acum. Cred că știu la ce se referă. Se referă la trecutul când era în altă relație și actuala relație îl tot întreabă cum a fost cu cealaltă, da, cu celălalt și așa mai departe. Da. Sau îmi pare rău că am făcut prostiile alea din trecut. Toate aceste lucruri trebuie discutate cu cineva care nu se miră. Deci atunci când vrei să faci o concesie cuiva, vrei să te mărturisești cuiva, te mărturisești unei persoane care nu leșină, nu dă ochii peste cap, nu se supără, nu se miră de ce îi spui, pentru că am mai auzit. Okay? Și nu sunt foarte mulți oameni de genul ăsta. Ori este un preot, ori este un terapeut, ori este o persoană cu multă experiență, un mentor, da? Care a văzut la viața lui și nu zice, vai, cum poți să faci așa ceva? Adică trebuie să nu te judece pentru ce îi mărturisești. Ori de multe ori soțul sau soția te judecă atunci când îi faci o mărturisire. Și de aceea acest bărbat, din cazul nostru, nu vorbește tocmai cu persoana cea mai importantă. Păi care... da, dar el nu vorbește pe principiu, băi, însărcinată, nu vreau să-i fac probleme, să spun că am probleme cu banii la serviciu, să o protejez. Dacă îi spun că am probleme cu banii la serviciu, își face săraca griji și o să zică... Păi bun, și după ce ea află minciuna, pentru că foarte multe soții care vin la noi la terapie, la institut, sunt femei care spun, de 15 ani mă tot minte și eu nu știam. Și de fapt bărbatul credea că o protejează, poate. Bineînțeles, da? Dar de fapt e vorba de frica lui față de o reacție de a ei. Și ea are de făcut ceva în ceea ce privește reacția și capacitatea de a înțelege situații din astea. Da. Da? Adică dacă îți iubești soțul, nu te apuci să-l critici non-stop și să-l sperii cu orice ocazie. Bărbații, chiar dacă pare așa musculoși și uneori chiar deștepți, se sperie de emoțiile femeilor. Foarte tare. N-ați văzut un bărbat care se uită la soția lui cum plânge, se frământă, parcă este inundație, s-a revărsat Dunărea, nu știe ce să facă, pe unde să mai pună saci de nisip. Da? Pe ce trebuie să facă? Păi bărbatul trebuie să-și cultive inteligența emoțională, adică asta înseamnă contactul cu copiii, să joace un pic cu ei, să aibă un animăluț în casă, să vorbească cu ceilalți bărbați câte ceva și din zona afectivă, dar asta se întâmplă numai după ce beau. Când aia beau bărbații, să fie și ei femei, da? Să mai râdă și ei, să se mai pupe între ei. Ai intrat într-o cârciumă de asta cu bărbații gata aranjați? Zici că-s femei. Vorbesc toți de n-au treabă, își iubesc țara, da? Se pupă după își iubesc soțiile, da? Și când acolo apare soția cu vătraiul, când o iubește mai tare, atunci e mai rău. Da? De, asta este problema cu emoționalitatea bărbatului pe care nu poate să o mărturisească. Și de aceea sfatul meu, dacă sunteți soții, este să vă uitați la ce face bărbatul, că ce spune de multe ori este deformat de atitudinea dumneavoastră. Așa. Da? Adică e un fricos pentru că e frică de emoțiile pe care le are femeia. La noi e și dispută în redacție. Avem o parte masculină și o parte feminină. Bineînțeles. Și sunt discuții în contradictoriu, credeți-mă. Polemici din astea pe gen. Polemici. Absolut. Cineva ce felicitări, Cătălin, pentru discuțiile cu doctorul Cristian Andrei. Sunt foarte mulți oameni care se bucură. Păi și noi femeile nu de asta suntem făcute emotive, mai cu gura mare. Dacă nu am fi așa, ziceți că suntem bărbați. Așa este. Trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc, pentru că în afară de abuzul fizic și sexual pe care îl exercită bărbatul de cele mai multe ori, există o sumedenie de abuz emoțional în familie și asupra copiilor pe care îl exercită de obicei femeia, fiindcă are o sumedenie de instrumente la dispoziție. Adică o femeie știe să spună vorbe grele copilului. Vrei să-ți dau niște exemple? Da. Îmi pare rău că te-am născut. Cum să-i spui așa ceva copilului tău?
Sau da, sunt discuția asta. Mă bagi în mormânt. Azi da. De pe vremea bunicilor. Da. Mă distrugi. Îi spui copilului care nu știe ce să facă cu distrugerea asta. Okay? Astea sunt vorbe de femeie de obicei. Și afectează teribil de mult. Și pe bărbați, și pe copii. Și aia, eu te-am făcut, eu te omor. Aia, mă rog, mai este și pe la... Da, la mame, că la tați e mai pe direct, așa. Da. Zice cineva, apoi mai revenim un pic la lecții de viață, dăm un mesaj aici, bună ziua, a insistat mult cu mesajul, dacă am un copil din fosta căsătorie și soția actuală nu-l acceptă, cum trebuie să procedez? Am început să-l văd pe ascuns, doar să nu se supere actuala soție, că nu vrea să-și vadă copilul din fosta căsnicie. Da, asta de cele mai multe se întâmplă pentru că actuala crede că el nu se duce la copil, ci la fosta soție. Pentru că, în general, femeile acceptă copilul altei femei. Au instinct matern universal. Acceptă, dacă acceptă și pui altor specii, pisoiași, cățeluși, orice, iepurași. Da? Deci dacă o femeie acceptă și din alte specii, poate că acceptă și copilul altei femei, dar nu acceptă pe acea femeie. Și dacă el se duce în vizită la fosta ca să-și vadă copilul și doarme acolo, actuala crede că doarme cu fosta și așa mai departe. Da? De aceea trebuie găsit acest spațiu comun și esențialul este relația dintre actuala și acest copil, care trebuie să fie una directă, nu prin intermediari. Adică actuala are de zâmbit către acest copil și de arătat ce știe ea să facă și cum este ea și copilul trebuie să ajungă să rămână puțin cu ea singur. Pentru că dacă este și mama lui de față sau și tatăl lui de față, de exemplu, dacă e tatăl de față, copilul simte că îl dispută pe acest tată față de acea femeie cu care este tata. Adică tatăl devine o minge de fotbal, da? Și copilul se luptă pentru ea. Și complicate par așa toate lucrurile astea câteodată. Îmi pare rău, da, asta e. Uitați, ceva mai devreme în lecții de viață, prietenii acestui cuplu interpretează greșit o situație la care au fost martori și s-au dus la soție și au spus, mamă, vezi că bărbatul tău e cu șefa. Da. Încă i-au interpretat greșit. Mm-hmm. Acum, întrebarea e, și prietenii ăștia se prea bagă, nu? Iarăși este un principiu. Nu te duci... Au fost poate bine intenționați, nu? Nu au fost bine intenționați. Așa zic și eu. Nu te duci să dai o veste proastă cuiva, dacă știi că îl afectează, pentru că înseamnă că o faci pentru tine. Deci, încă o dată, deci nu te duci să dai o veste proastă cuiva... Din inițiativa ta. Da? Din inițiativa ta, pentru că știi că, de fapt, o faci, pentru tine. Știi că îi faci un rău celuilalt. Da. Uneori este pentru că între prieteni există competiție, hai să-ți arăt eu că tu ești mai vulnerabil ca mine sau eu sunt mai tare, eu sunt mai psiholog decât tine. Da? Și nu te duci așa peste om nepregătit. Da? Există o întreagă știință a veștilor proaste. Da? Cea mai bună metodă este să-l ajuți pe celălalt să afle prin mijloacele lui despre acest lucru. Nu să-i o trântești tu pe masă și după aia să pleci. Asta înseamnă să-i pui tot felul de întrebări, da? Să-l lași puțin să se gândească și ajunge la concluzia asta. Și dacă el te întreabă, nu cumva, ai văzut ceva sau ce crezi tu despre asta, poți să-i zici câte ceva, dar asta înseamnă că e deja pregătit dacă întreabă. Deci prietenii mai bine să stea în banca lor. Da. Nu poți să vii așa cu fulgerul în familia aia și să-l trântești pe masă. Zice, a trimis o doamnă mesaj și a zis, să știți, domn doctor, că sunt și bărbați pe care nu interesează când femeia plânge. Aparent nu interesează. Bărbatul acela uneori fuge și femeia crede că o părăsește, dar el fuge realmente din această atmosferă. Nu știe ce să facă. Da. Deci foarte mulți bărbați pleacă de acasă când femeia lor plânge. Nu știu ce să facă cu plânsul ei. Să știți că sunt multe mesaje pentru noastră. Îndemnă pe oameni să intre pe Facebook la doctorul Cristian Andrei, să stea de povești cu dumnealui. Este un om fabulos, iar dacă vreți să-l ascultați în poveștiri, puteți să-l găsiți și pe canalul de YouTube Acasă la Mulți, unde am făcut niște podcasturi senzaționale. Sunt multe subiecte, sunteți extraordinari, pe cuvântul meu, domnule. Îmi pare bine. Sunteți de nota 10. Da? Da. Și dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc mult de tot. Doctorul Cristian Andrei, oameni buni, un om extraordinar, care ne face să înțelegem, chiar dacă am plecat de la ficțiune, ce s-a întâmplat în serialul Lecții de Viață mai devreme, iată că le-am transpus într-o realitate în care foarte mulți oameni, prin aceste mesaje pe care le primim, se pare că se regăsesc. Da. Vă mulțumim mult de tot.